Bună ziua și bine v-am găsit! Sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau, cum deseori mi se spune, omul care aduce performanță. Deja am examinat felul în care credința în toate formele ei afectează performanța. Performanța la nivel fizic, la nivel de afaceri, la nivel de relații. Adică, la un moment dat, ce credem influențează extrem de mult comportamentul nostru. Dar întrebarea este, e cred că este interesantă, cât de mult ceea ce credem influențează lumea externă, influențează universul? Cât de mult putem să ne bazăm asupra legii atracției, asupra magiei, asupra toate cele curente New Age care ne spun believe and achieve? E la un moment dat, pentru că mulți începe să se întrebe, ajunge să citiți pe forme, e eu believe, dar nu achieve la naiba de nimic. Deci, acest believe and achieve poate are ceva greșit undeva. Eu vă pot spune, apropo de această credință care influențează, dacă influențează sau nu realitate, e povestea unui preot de un sat care se trezește în mijloc unei inundații, se inundează satul. Și apa începe să se ridice și el se gândește cu ce să facă, începe să urce la etaje. Ei, la un moment dat, vine cineva cu barca, în timp ce apa deja s-a ridicat, e la fereastră și zice, părinte, veniți repede, pentru că apa se ridică și o să muriți. Nu, eu sunt un om sfânt, am încredere în Dumnezeu și desigur se va ocupa de a me salva. Apa mai se ridică, preotul încă urcă de un etaj, mai vine o barcă, zice, părinte, repede, pentru că vedeți că râul a depășit tot, apa mai crește, nu o să vă salvați. Nu, eu sunt un om sfânt, desigur Dumnezeu să mă salveze. Tot apa se ridică, preotul urcă pe acoperișul bisericii. Și mai vine unul, părinte, repede, că nu mai avem timp, încă puțin și apa va acoperi totul. Preotul zice, nu, sub nicio formă, eu sunt un om sfânt, am încredere absolută în Dumnezeu care desigur mă va salva. Bineînțeles că apa se ridică încă un pic și preotul e adus departe și se ineacă. Ajunge în rai și are o întâlnire asta cu Dumnezeu. Și spune, ma, dragul Dumnezeu, eu sunt un om sfânt, am încrederea maximă, am avut încredere în tine, de ce nu ai venit să mă salvezi? Și Dumnezeu răspunde, omule, trei barci te-am trimis, trei barci, ce mai vroiai? Care este morala? Care este morala? Eu cred că toată povestea asta cu believe and achieve este întoarcere la gândirea magică. Desigur, noi avem posibilitatea de a influența lumea externă. Aici e clar că nu pot să forțez mai mult modelul lumii. Unii au un model foarte, foarte rațional, foarte mecanic, alții intră în aspecte mai ezoterice. Dar un lucru este sigur. Nici Dumnezeu poate să încalce legile pe care le-a făcut. Era, când se faceau discuții de acest gen cu părinții bisericii, Sfântul Augustin, unul dintre cei mai mari filozofi creștini, a zis un miracol, o minune, nu este decât o lege pe care noi încă nu o știm. Deci nu este o încalcare a legii. Ok? Deci, ce vreau să spun cu asta? Este extrem de importantă credința, a crede că se va întâmpla ceva, pentru că ne va permite să prindem ocazie, să prindem barcii, să profităm când barca vine. Dar a ne aștepta minunii care vor încalca legile Universului ne va aduce doar la frustrare. Eu, apropo de acest believe and achieve,
pe bune, m-am saturat de toată lumea asta că totul este posibil, minte e puternică, faci orice și apoi n-ai bani pentru a plăti facturi. Tot este posibil, dar se pare că asta te depășește. Nu este așa, adică suntem într-un univers mecanic care are niște reguli. Credința ne poate ajuta enorm de mult a profita de ocazii imense pe care lumea ne oferă. În momentul în care ne așteptam, cum se învață în filmulețul de secret, universul ca Moș Crăciun, că stau așezat pe un fotoliu și vine Moș Crăciun și mi-aduce banii, e bine, crede că pur și simplu sunt condamnat la frustrarea permanentă, cum mulți din acești New Ageisti sunt condamnați. Iar am depășit de mult, ne vedem mâine, o zi bună, în continuare.